dimineața. Da, este prima apariție televizată și mă bucur foarte mult că noi avem posibilitatea să facem această prima apariție. Cum este mămică, Nicoleta? Este super, e mai bine decât mi-am imaginat. Îmi făcea mai multe griji, dar e foarte bine. Bebelușul e cu minte și știe că suntem începători, așa că se comportă ca atare. Da, este... vreau să te întreb un lucru. Este atât de cu minte încât ni-l poți arăta și nouă la un moment dat? Da, da, vine. A, ce tare, uite, chiar vreau să-l vedem. Este bine în betoniță. Ia, mă, ia să vedem. Unde este iubirea de mama? Wow! Iubirea de mama! Păi da, e mare, mă, e mare, Nicoleta. Da, e mare. Să-ți trăiască, Doamne ajută, uite-l ce frumușel este. Și într-adevăr, așa cum spuneai și tu, este foarte cu minte. Uite, el este absorbit de ce vede acolo și liniștit, nu-l deranjează nimic. E fericit când îl vede pe tatăl lui. Nicoleta, care a fost cea mai mare teamă pe care ai avut-o în ceea ce privește copilașul tău? Habar nu am, cred că m-am temut mai tare de naștere. După aceea au venit prea repede toate lucrurile și... A trebuit să facem față. A fost ceva care te-a speriat, poate nopțile, că nu o să poți dormi noaptea. Poate faptul că nu știi să-i faci băiță, că nu știi cu alăptatul sau cu mâncatul. Da, toate m-au speriat la momentul acela, dar a fost mai bine decât mi-am imaginat. Copilul doarme noaptea, ziua e mai activ și mai... Ce noroc budalnic. Ai un noroc extraordinar, pentru că doarme noaptea și vă puteți odihni și ziua e activ atunci când trebuie. Da, da... Aș fi vrut să fie și ziua cu minte, dacă se poate. Da, hai mă, ce-ți luai? Să tăi așa cu el, dacă era prea cu minte, după aia te plictiseai. Ce, bă, am făcut copil și nu zice nimic. Stai că o să vezi cum o să fie pe parcurs, o să înceapă să meargă, o să înceapă să tragă obiecte și așa mai departe. Dacă vrei să-l lași, îl poți lăsa din brațe, dacă vrea să meargă în altă parte. Da, lăsăm. Vrea la tăticu, văd că vrea la tăticu. Tăticul am văzut că este mai discret așa cu televiziunea, nu prea se lasă în... Discret pentru că nu suntem obișnuiți cu aparițiile televizate, adică nici eu, nici el, nimeni din preajma noastră nu este obișnuit, adică nu e normal pentru noi. Nicoleta, spune-mi, te-am întrebat părțile mai puțin frumoase și anume temerile. Care este cel mai frumos lucru de când a apărut copilașul în viața ta? Păi, cel mai frumos lucru, păi toate sunt frumoase, adică mă ocupă tot timpul, sunt mamă full time, e foarte frumos totul, dar e și greu, adică ai avea nevoie de un moment de respiro. Ai timp să mai ieși, nu știu, uite, rămâne soțul tău cu cel mic și tu să mai mergi, nu știu, la un spa, la o coafă? Nu am mers până acum, dar mergem împreună, de fiecare dată mergem împreună. Noi toți trei mergem la părinții mei, la Dej, unde stau, la părinții lui, adică totul facem împreună. Dar soțul tău e un soț implicat? Are grijă de copilul? Da, implicat 100%. Da? Se trezește noaptea? Îi dă de mâncare? Nu știu... Nu se trezește noaptea, dar nici nu ar fi cazul, adică să ne trezim amândoi. Pentru că eu oricum mă trezesc înainte să se trezească el, că de multe ori doarme o noapte întreagă și mă trezesc eu înainte să se trezească bebelușul. Foarte tare, uite, asta mai rar se întâmplă, să știi, atunci când ai copilaș și bebeluș. În general, nu știu, n-am mai avut. Da, dorm foarte puțin noaptea și te trezești foarte obosit. Ziua, la fel, copilul este activ, deci e o perioadă, dar tu ești fericită că, uite, băiețelul tău doarme bine noaptea și asta e foarte... Nu prea știu cum sunt alți bebeluși, adică mie oricum mi se pare că fac ceva deosebit față de ceea ce făceam înainte. Adică pentru mine e un mare lucru, e un stres și că nu se trezește... Mă trezesc eu să văd să-l verific, să văd ce face. Te duci așa să vezi dacă respiră noaptea? Da. E un sentiment foarte plăcut să-ți verifici copilașul până la urmă, chiar dacă e obositor. A fost grea... Da, mama! Nicoleta, a fost grea adaptarea vis-a-vis de copilaș, nu știu, faptul că e în casă, ți s-a părut că e un extraterestru? Nu pot să spun că nu a fost o schimbare majoră. Este o schimbare majoră să ai un copil în casă și să fie cineva lângă tine. E foarte greu să îți dai seama că, într-adevăr, e copilul tău și nu va pleca de lângă tine. N-ai avut senzația aia că e un extraterestru în casă? Bă, ce-i cu copilul ăsta? Nu chiar extraterestru, dar la un moment dat mă gândeam că o să plece.
Foarte, foarte tare. Bănuiesc că soțul tău iese cu băiețelul afară, îl plimbă cu căruțul, nu? Da, și tu stai în casă, plimb, faci mâncare, te odihnești, nu? Da, da, da. Altfel, nu mi-aș fi luat un soț ca și el. Dacă nu ar fi fost genul acesta de bărbat, eu nu aș fi putut să fac față. Noi doi suntem singurii care ne implicăm în creșterea copilului, așa că... Deci n-aveți ajutor de la părinți, de la soacră, de la... Nu este nevoie în momentul ăsta, pentru că este prea mic. Dar o să avem. O să avem și din partea părinților mei și din partea socrilor mei, care sunt minunați. Nicoleta, dacă, uite, foarte frumos că vorbești de asta, așa despre socrii tăi. Dacă ar fi să faci un top al celor mai emoționante momente pe care le-ai trăit până acum alături de copilașul tău sau vis-a-vis de copilașul tău, care ar fi? Primele două, măcar. Păi, când a zâmbit prima oară, când a făcut niște gesturi, când m-a prins de față. Când a zâmbit prima oară? Când a zâmbit prima oară? Mi-a zâmbit prima oară, m-am topit. Adică e tot ce-mi doresc, să zâmbească în continuu. Și asta face. Cred că noi inducem starea asta copilului și el va fi un zâmbăreț. Adică trebuie să-i zâmbești copilului, să fii fericit în preajma lui. Noi suntem niște oameni fericiți și vrem să-i inducem starea asta de bine. Da, e mai foarte cum, fericit. La cum râde mami, râde și copilașul. N-are altă variantă. Da, da. Acum câteva luni a fost botezul micuțului. Da, l-am botezat, nu am avut petrecerea. Nu a fost am avut un botez parte răspuns, de, nu? Nu am avut parte nici de nuntă, dar m-am căsătorit. Nu am avut parte nici de petrecere de botez, dar l-am botezat. O să fie la anul toate. Adică o să mă și căsătoresc în... 23 octombrie, anul ăsta. Ah, bun, bun, Doamne ajută. O să fie nunta. O să îmbrac și eu rochia de mireasă. Și o să fie și petrecerea de botez. Deci faceți două într-unul, nu? Nu, 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 o să fie separat amândouă. Că separat. Avem nevoie de mai multe petreceri. Deci recuperați tot ce n-ați petrecut, recuperați. Da, păi acum a fost și pandemie. Trebuie să ne petrecem cât mai mult. Foarte tare, mă bucur foarte mult că acum am auzit și faptul că te vei căsători, adică te vei căsători cu lume, cu martori. Da, 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 adică să știe că te-ai nenorocit asta că te... Practic sunt măritată. La nuntă te-ai gândit cum va fi, nu știu, la aici, în asta, pe la căldură, pe undeva, sau în România? Nu, va fi ceva tradițional, cum suntem și noi aici în Ardeal, totul e tradițional, cu tradiții și... Clasic. Toate tradițiile, se joacă găina, se joacă cocoșul, da. Se fură mirele, se fură mireasa, toată lumea nebunie și vrei să se fure și mirele? Că am înțeles că se fură și mirele. Nu știu dacă o să se fure mirele și mireasa, pentru că acum dacă ai un copil, va fi un pic mai dificil să furi pe unul dintre părinți. Cineva trebuie să fie alături de copil. Corect. Da. Da. V-ați gândit la toate detaliile pentru nuntă? Aveți nașii? Aveți... Da, da, avem nașii. O pereche sau două, sau trei, sau o pereche, două. O pereche. Eu încă nu mi-am găsit nașul. Bun. E acolo în casă nașul tău. Stai liniștită că ți l-ai găsit. Da, 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 da. Un naș oficial nu mi-am găsit. Naș oficial încă nu v-ați găsit. Dar... Avem o pereche de naș, dar nu este din partea mea. Este cel mai bun prieten al soțului meu. Aha, dar la roche te-ai gândit cum o să fie? De aia de prințesă, de aia sirenă, de aia alarmă? O să fie o roche sirenă, chiar dacă nu știu dacă... Chiar dacă nu o să mi se potrivească sau habar n-am, nu am încercat niciodată. Alergări de-astea, sală, nebunie. Da, o să fie și copilul, probabil o să umble prin octombrie, așa că o să fie ceva mai comod, ceva... Sigur o să-mi găsesc, că îmi plac toate stilurile de rochie de mireasă. Nunta va fi mare, așa cum știm noi prin zonele alea ale țării, cu invitați mulți, sute de zeci mii, sau vine tot planeta, sau mai e lejer așa? Nu știu exact câți invitați o să avem, dar o să fie suficient pentru noi. O să fie suficient. Important este să vă simțiți bine, să vină lumea să mănânce sărmăluțe, ciorbică, toate. Da, toate o să fie, toate felurile. Toate felurile. Nicoleta, ne bucurăm foarte mult că am stat de vorbă cu tine. Vreau să vă mai arăt o dată copilul. Da, păi și noi vrem să-l mai vedem. Acum dacă s-a liniștit, e nebunie.
Hai, și ce poți să-l arăți și pe tati? Pe tati de ce nu ni-l arăți? Hai să-l arătăm și pe tati. Hai să vedem și pe tati, că e păcat. Nu vrea tati. Hai și tu aici. Eu vreau să văd cu cine seamănă puișorul vostru, că mi se cu pare siguranță că nu seamănă cu mine, dar va semăna. Seamănă cu tine, nebunie, mai mult cu tati. Auzi? Asta vreau să zic. Bun. Nu-i problema, că oricum e băiat. Este super. Vreau să te întreb un lucru. Te mai gândești la un alt copilaș care să semene și cu tine? Da, mi-aș dori foarte tare să am și o fetiță, dar nu știu dacă o să fie posibil sau dacă păi de ce? O să avem de suficientă ce? Energie. Dar nu există probleme momentan medicale. Momentan e de vreme pentru a mă gândi. Nu există probleme copil. Medicale, da, Nico? Nu. M-am liniștit. Doar psihice. Asta cu voința o să vină și voința și dorința. Tati ar mai vrea un copilaș sau vrea doar mami? Da, cred că amândoi ne dorim. Amândoi vă doriți. Să dea Dumnezeu da. Să și reușiți atunci când vă veți decide. Încă o dată vă pupăm, vă spunem o seară frumoasă, să străiască. Și noi și vă mulțumim și mult. Să ne vedem fericiți și într-o altă intervenție. Salut, te pupăm. Pa, salut. Pa! Da. Salut. La sfârșit, bă, la sfârșit a venit așa să A venit. Bravo. Îl salutăm și pe el, îl pupăm și vă pupăm pe toți trei. Arătați minunat împreună. Bravo. O seară minunată.